Ultima participare a Naționalei de Fotbal la o ediție a Jocurilor Olimpice datează din 1964. Atunci tricolorii s-au clasat pe locul 5. Întâmplător sau nu, ediția de acum 57 de ani s-a desfășurat tot la Tokyo. Alături de mine este jurnalistul Emil Hosu Longin. Emil, bună seara, bine ai venit la Telejurnal. Bună seara. Chiar astăzi am aflat componența lotului care va merge în Japonia. Ceva surprize în lotul lui Rădoi? Componența se anunță chiar în acest moment, un jucător la 20 de minute pe site-ul oficial al federației, mai degrabă surprize neplăcute. Asta pentru că turneul olimpic se dispută la date care nu sunt date FIFA, ceea ce înseamnă că nu sunt jucătorii pot să nu fie lăsați de cluburile lor să vină la echipa națională. De aceea avem foarte mulți absenți, Ianis Hagi, Florinel, Radu Drăgușin, Ionuț Radu, Olaru, Octavian Popescu, asta pentru că, evident, echipele sunt angrenate în cupele europene și, nefiind obligate să dea jucători, Rădoi a avut o misiune foarte dificilă să aleagă din ceea ce i s-a pus la dispoziție. Sunt câteva nume importante, capitanul Pașcanu, Andrei Rațiu, Virgil Ghiță, Marius Marin, Dulca, George Pușcaș, gheata de argint a turneului în 2019. Deci avem o echipă bună, zic eu, o echipă cu care putem să forțăm chiar o calificare în semifinale, care ne-ar duce la o luptă pentru medalii. Emil, foarte important, am aflat aseară în exclusivitate, chiar aici la TVR, la tema zilei de la președintele COSR, că Simona Halep nu va participa la Jocurile Olimpice. Atunci se naște întrebarea, pe cine contăm pentru medalii? Din păcate, în turneul individual nu vom putea conta pe nimeni, asta pentru că astăzi Federația de Tenis a informat COSR că Sorana Cârstea, Patricia Țic și Irina Begu au anunțat că sunt accidentate. Ceea ce înseamnă că România nu va putea alinia în concursul individual feminin nici o jucătoare. E o dramă din punctul nostru de vedere și în aceste condiții avem eligibile pentru Tokyo, le avem pe Monica Niculescu și pe Raluca Olaru în turneul de dublu. Mai așteptăm o confirmare, un wildcard pentru Horia Tăcău și Florin Mergea. Decizia va fi dată pe 5 iulie. Așteptăm cu mare interes acea dată. Aș vrea să vorbim puțin și despre basket. Avem calificată echipa feminină de 3-3 în premieră chiar. Da, este o mare performanță pe care basketul românesc a reușit-o. Avem 4 fete care se vor lupta pentru medalii. Este o grupă de 8. Se joacă fiecare cu fiecare. Primele 2 se califică în semifinale, următoarele 4 vor juca între ele sferturi de finală, învingătoarele mai departe. Chiar în această seară România joacă în Franța ultimul turneu de pregătire și tricolorile au câștigat cu Thailanda 21-17 și cu Spania prin forfet, ceea ce înseamnă că se vor duela în sferturi de finală și vor avea parte de un turneu foarte bun. Este o echipă în care ne punem mari speranțe. Să mai spunem că nu s-a mai întâmplat de mult ca România să aibă la Jocurile Olimpice 2 echipe, vorbim de fotbal și de basketul 3-3. Pentru basket este o premieră absolut senzațională și trebuie să ținem pumnii acestor fete extraordinare. Să le reamintim celor din fața micilor ecrane că Jocurile Olimpice se văd la televiziunea română. Îți mulțumesc foarte mult, Emil, pentru prezență.